Acesta este testul Google Master Tools. V-ar ajuta dacă ați pune date structurate, în sensul că figurinele de la voi în site au anumite caracteristici, lungime, lățime, greutate. Și puteți include inclusiv un lucru de genul prețuri. V-ar ajuta un pic să apară datele ceva mai bună în motorul de căutare. N-am adăugat toate variantele cu HTTP, cu HTTPS și nu știu ce. În principiu aveți HTTPS-ul setat, trebuie să-l setați și la blog, să fie obligatoriu. Am trimis un site, mă urmează să-l trimit acum. Și în principiu Google știe că este varianta cu www și limba română. Nu îmi fac griji în privința asta. Bun. Ok, nu aveți setate Rich Cards. V-ar ajuta aici dacă ce se întâmplă la turul acesta este că vă ajută să-ți apară lucruri de genul acesta. Rating, număr de review-uri, date, subpagini și puteți să treceți prin lucrurile de aici. Nu vreau să fac eu asta pentru că există riscul să fac o greșeală, dar dacă urmăriți video-ul de aici și dați start highlighting și treceți prin pași cu pași cu pași, puteți să nu mai faceți parte de la structured data. E mai bine să faceți cu structured data, dar dacă nu doriți, puteți să faceți doar data highlighter. E mai simplu așa. Aici m-am uitat la datele de la varianta fără HTTPS, doar cu varianta cu HTTP. M-am uitat un pic la niște informații de aici, dar în principiu voi ar trebui să vă uitați la varianta cu HTTPS. Eu l-am adăugat recent și nu mi-a indexat, nu mi-a luat toate datele. Aici e varianta fără HTTPS și aveți doar patru linkuri către acel link, către acel site. Și acum haideți să adăugăm și sitemap-ul. Bun, și cam asta a fost. Cam asta, Google Master Tools. Spor.